pur politicianistă declarația lor, ca urmare a faptului că parlamentarii PNL au votat acest proiect de lege prin care s-a impus tuturor primăriilor din țară înființarea acestui serviciu DDD. Consilierii locali de la toate partidele au votat proiectul de hotărâre pentru că el este o impunere legislativă și nici de cum o decizie a noastră. La fel se întâmplă și în toate primăriile PNL din țară și nu vreau să cred că dacă într-o primărie PNL vor angaja membrii lor de partid să-și imagineze că la Brăila vom face același lucru. În niciun caz. S-a demonstrat faptul că nu am angajat până acum membrii de partid PSD în administrația locală și ați văzut la serviciul de transporturi, unde domnul nu este membru PSD, dar și în alte locuri. Există riscul totuși să transformați asta într-o taxă obligatorie anuală? Este o prevedere legală, nici de cum trebuie risc. Făcut exact. Anual? Exact. Și dacă nu o fac, tot plătesc? Sau păi dacă nu o fac, atunci vom încasa cu toți o amendă. A, deci o să începem exact ca la taxa pentru gunoi. Suntem obligați să vă mărim ca să ne obligă Uniunea Europeană. Este o legislație votată inclusiv de parlamentarii PNL prin care ni s-a impus acest lucru. Pentru noi, ca și administrație locală, nu este doar o activitate în plus, ci este o activitate care generează și anumite implicații legate de obligațiile pe care noi nu le aveam până acum, dar le vom avea de acum înainte. Nu am făcut acest lucru din dorința noastră de a ne da încă o sarcină suplimentară. Lămuriți-mă puțin că nu sunt sigură că înțeleg. Deci, obligativitatea aceasta a populației de a face... Este stabilită prin lege, fiind un serviciu de utilitate publică. Este stabilită prin acea hotărâre pe care au aprobat-o și parlamentarii PNL sau era de dinainte? Nu, este prin aceea votată și de parlamentarii PNL și era dinainte impusă nouă prin lege. Printr-o lege votată și de parlamentarii PNL. Este o declarație pur politicianistă. Și în acea lege anterioară prevedea că este obligatoriu ca, spre exemplu, asociațiile de locatari, proprietari să-și facă anual astfel de acțiuni? Da. Pentru că altfel nu o făceam nici noi. Înțeleg că până acum nu era nimeni pus să verifice și să amendeze dacă nu se făcea. Și acum sunteți primăriile puse obligați să faceți asta. Da. Iar ei sunt obligați să ne comunice nouă. Aha. Și dacă nu se vor face anual, să înțeleg că se vor aplica amenzi, ca să fie treaba clară. Eu de asta v-am spus că și pentru noi este o restricție și o activitate suplimentară pe care nu ne-o doream.